Bun găsit, doamnelor și domnilor, ediție specială și în această seară la Campus TV legată de ceea ce se întâmplă în județul Buzău. Sunt informații care vin și nu exagerez, din ce în 5 minute informații noi în legătură cu măsurile luate la Buzău de autorități, de cazurile care trebuie să intre în atenția instituțiilor responsabile cu privire la gestionarea în situație de urgență a acestei probleme legate de răspândirea COVID-19 în județul Buzău. O să discutăm despre foarte multe subiecte în această ediție specială. O să avem legături telefonice, așa cum deja v-am obișnuit, începând cu această săptămână, cu mai multe persoane importante, cu funcții importante din județul Buzău și care ne pot oferi informații la zi cu privire la evoluția situației de la Buzău. Per general, ca sfat, de obicei așa facem la fiecare început de emisiune și spuneam și ieri, chiar dacă pare șablon acest îndemn, stați acasă, trebuie luat în seamă, sau mai bine zis, nu este de glumă. Și pentru cei care au de gând să încalce ordonanța militară, am o veste foarte proastă. Deja sute de buzoieni au fost amendați pentru că nu au respectat prevederile ordonanței militare numărul 3. O să avem amănunte puțin mai încolo despre situația și statistica de la Buzău. În câteva momente o să avem o primă intervenție importantă cu comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica, general-major Dragoș Dumitru Iacob. În ce context ne-am gândit la această intervenție? Am primit foarte multe reacții, inclusiv ieri în emisiune, prin mesaje și astăzi în mediul online, cu privire la un fel de atitudine în asta contrară față de prezența militarilor pe stradă. Spuneam ieri că, din punctul meu de vedere, este un semnal destul de clar că nu este de glumă și că aceste măsuri trebuie respectate, iar prezența militarilor reprezintă încă o forță implicată, o forță importantă implicată în această activitate de prevenire a răspândirii COVID-19. Spuneam că începând chiar de ieri după amiază, militarii au ieșit în stradă și îi sprijină pe polițiști, pe jandarmi, pe polițiștii locali în identificarea persoanelor care într-adevăr nu au ce căuta pe stradă la anumite ore. Știm foarte bine că interdicția este legată de toată ziua, de toate persoanele, cu excepțiile de rigoare. În principiu vorbim de persoanele care se duc la muncă, pot face acest lucru, care se duc la farmacie sau pentru a face cumpărături strictul necesare, evident. Și, nu în ultimul rând, acea prevederile privind persoanele peste 65 de ani care se pot deplasa în intervalul orar 11-13, dar în situații de strictă necesitate. Azi dimineață, așteptând colegul meu să vină să mergem pe teren și să mă ia de acasă, în cartier la mine, în micro 14, nu generalizez, dar am întâlnit 2-3 bătrâni pe care i-am întrebat cu tot respectul de ce, fiind la ora de dimineață, adică nu era între 11 și 13. Am primit niște răspunsuri pe care le înțeleg dintr-un anumit punct de vedere și îmi pare foarte rău să constat că multe fake news-uri care s-au rostogolit și se rostogolesc în continuare pe toate mediile, inclusiv la TV, își pun amprenta pe atitudinea unora dintre noi. În ce sens? Am primit explicații că oricum asta cu coronavirus este o minciună, că e o chestie economică. Dom'le, înainte de a găsi aceste explicații, ar fi bine să ne protejăm, pentru că nu este de glumă. Adică nu putem să inventăm morți, nu putem să inventăm pacienți cu coronavirus și în contextul acesta fac încă o dată un apel de a fi foarte, foarte, foarte responsabili în aceste condiții. Așadar, îl avem la telefon pe general-major Dragoș Dumitru Iacob, este comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica și, ca să și precizez o paranteză înainte de a îl saluta, comandamentul Diviziei 2 Infanterie Getica este una dintre cele mai importante structuri militare din țară și este la Buzău. Bună seara, domnul comandant! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor din dumneavoastră.
Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi că ați acceptat în aceste momente și să veniți cu un mesaj către cetățenii din județul Buzău în acest context destul de complicat pe care îl trăim cu toții. Domnul comandant, aș dori în primul rând ca să fie lucrurile foarte clare pentru buzoieni ca mesaj. De ce au ieșit militarii în stradă? I-am văzut și ieri și astăzi în mai multe zone cu filtre organizate sau patrulând sau escortând convoaie de mașini cu persoane care intră în carantină. Odată cu intrarea în vigoare a ordonanței militare numărul 3, misiunilor de bază executate până în prezent de unitățile garnizoanei Buzău, dar și din întreaga zonă de responsabilitate a Diviziei 2 Infanterie, li s-au adăugat încă 3 misiuni. 3 noi misiuni, așa cum sigur știu telespectatorii dumneavoastră, respectiv preluarea unor misiuni de bază și protecție la unele obiective care în prezent sunt păzite de forțele jandarmeriei române, misiuni de ordine publică în comun cu poliția română, precum și misiuni de întărire a prezenței în unele puncte de trecere ale frontierei, misiuni pe care noi le executăm în cooperare cu poliția de frontieră. Ceea ce ar trebui să știm și să fim conștienți de faptul că e un efort pe care îl facem toți ca să combatem efectele pandemiei în România, iar noi de ieri, la ora 12 în București și începând cu ora 3 în garnizoana Buzău și în celelalte garnizoane din zona noastră de responsabilitate, am ieșit să executăm misiuni de patrulare împreună cu forțele Ministerului Administrației și Internelor. Misiunea este clară, să reducem riscul de contaminare pentru cetățeni și acționăm în sprijinul colegilor de la Ministerul Afacerilor Interne potrivit specificului misiunilor acestea. Bun, domnul comandant, înțelegem așa că militarii sunt, de exemplu, în spațiile de carantină, da, alături de jandarmi, unii dintre ei. Nu, deocamdată preluarea acestor misiuni se face gradual. Am înțeles, deci se va face gradual. Da. Deci, în funcție de misiunile noastre, pentru că misiunea fundamentală a armatei e apărarea țării. Noi, în paralel cu executarea misiunilor noastre fundamentale, îndeplinim această misiune constituțională de sprijin a autorităților civile și a altor structuri din Sistemul Național de Securitate. Vom prelua gradual o parte din baza anumitor obiective, deocamdată la nivelul celorlalte garnizoane, dar și la Buzău, împreună cu colegii de la jandarmerie, executăm activități de recunoaștere pentru preluarea graduală a acestor obiective în pază, în funcție și de posibilitățile noastre și de misiunile celelalte pe care le avem. Ne puteți spune că, estimativ, ce număr de militari ar fi mobilizat pe zona asta a Buzăului în momentul de față? Depinde și n-aș putea să vă spun un număr exact, pentru că el depinde odată de discuțiile pe care noi le avem cu colegii de la Ministerul Administrației și întotdeauna de la Poliție. Depinde de nevoile pe care le au dumnealor. Important este de știut că suntem pregătiți să-i sprijinim în limita competențelor legale pe care noi le avem. Domnul comandant, ce mesaj le transmiteți buzăienilor care contestă această prezență a militarilor pe stradă? Sincer, nu știu dacă verbul a contesta este cel mai potrivit. Da, eu nu cred că... Sau care sunt oarecum deranjați, sau mă rog, nu știu. Eu cred că ar trebui să te leagă concitadinii noștri faptul că Armata României și unitățile noastre au misiunea de în această perioadă foarte dificilă, au misiunea de a sprijini forțele Ministerului Administrației și Internelor în prevenirea răspândirii infectării cu coronavirus. Ca atare, pe această cale reînnoiesc și eu apelul pe care l-au făcut toate autoritățile statului și cele locale să respectăm indicațiile și măsurile stabilite de autorități, să stăm acasă dacă nu avem neapărat nevoie să ieșim, să respectăm măsurile de igienă și să ne protejăm astfel pe toți. Da. Bun, domnul comandant, puțin știu faptul că la misiunea de ridicare a acelui spital mobil de la Ana Aslan sunt implicați și geniștii buzoieni, nu-i așa?
Noi am postat o mică știre pe site-ul diviziei. Într-adevăr, în garnizoana Buzău avem o unitate de tradiție, Armei Geniu, Batalionul 3 Geniu, și, într-adevăr, iată un alt tip de misiune la care noi am participat. Ridicarea spitalului de rol 2 de la Institutul Ana Aslan s-a făcut de către forțele Ministerului Apărării Naționale, specializate. Am avut și în zona de proiectare, am avut și în zona de amenajări genistice, în transportul diferitelor module din locul de depozitare până la Ana Aslan. Ca atare, paleta de misiuni pe care noi o executăm e destul de variată și, repet, scopul principal este să sprijinim autoritățile statului să prevenim răspândirea virusului. Ăsta e motivul pentru care suntem în stradă alături de colegii de la Ministerul Administrației și Internului. Domnul comandant, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru mesajul transmis cu această ocazie. Vă mulțumesc și eu tare mult, vă doresc o seară bună și vă asigur că o să ne îndeplinim fiecare misiune pe care o avem cu respectarea strictă a prevederilor legale și a regulamentelor noastre aplicabile diferitelor situații. Încă o dată vă mulțumesc, domnul comandant, numai bine, sănătate. Și eu vă mulțumesc, o seară bună. Întrebări de la telespectatori. Am o întrebare, persoanele fără serviciu, cum pot să justifice ieșirea din casă? Prevederile ordonanței sunt destul de clare. Nu este ăsta un singur motiv pentru care poți să ieși din casă. Și dați-mi voie să vă reamintesc de aceste excepții. Adică se interzice circulația tuturor persoanelor cu următoarele excepții. Deplasare în teren profesional. Bun, deci nu sunteți angajat, nu e niciun fel de problemă. Dar pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesități de bază, de asemenea, adică cumpărături pentru hrană, deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, deplasarea din motive justificate precum îngrijirea, însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul unui deces al unui membru de familie, deplasări scurte în apropierea locuinței legate de activitatea fizică individuală, deplasări în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie, deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat, deplasarea pentru realizarea de activități agricole. Nu în ultimul rând, deplasarea producătorilor agricole nu este cazul dumneavoastră, dar e bine că totuși le-am reamintit pe toate aceste reguli și, încă o dată, important, trebuie să aveți la îndemână acea declarație pe proprie răspundere, iar astăzi, oficial, evident că noi vorbim numai din date oficiale, acel model de declarație a fost modificat. Fac o mică paranteză și o precizare importantă. Dacă aveți în aceste zile, să zicem astăzi și chiar mâine, acele declarații vechi, nu este niciun fel de problemă. Se va merge la un moment dat până în paralel, dar nu foarte multe zile. Dacă astăzi aveți acea declarație, nu intrați în panică de pe modelul vechi și țineți cont că între timp autoritățile de la București au decis să vină cu un nou model de declarație pe proprie răspundere. Aici sunt incluse toate excepțiile, pentru că în primul model de declarație de la Ordonanța 2 nu erau trecute chiar toate excepțiile. Bun, între timp așteptăm să luăm legătura cu președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu. Astăzi la Consiliul Județean a fost o ședință organizată în condiții speciale, o ședință atipică a mini-parlamentului județean, și vom discuta și despre deciziile importante luate de acest for administrativ. Nu de alta, dar știți foarte bine frământările din zona de sănătate. La Buzău o să venim imediat cu vești importante și chiar vești bune cu privire la gestionarea situației. Se știe faptul că Spitalul Județean de Urgență Buzău, cea mai mare unitate medicală din județul nostru, este în administrarea Consiliului Județean. De pentru care Consiliul Județean alocă foarte multe sume importante de bani pe mai multe paliere, vorbim despre dotarea cu echipamente de protecție, chiar și cu echipamente pentru și cu mijloace de testare pentru personalul medical. Dar mai multe amănunte putem afla de la președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu. Bună seara, domnul președinte.
Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor și invitaților, dacă aveți, că nu pot să văd nimic. Nu avem, pentru că invitații nu și-ar putea justifica corect, prezența corect, în studio. Corect. Asta nu e un motiv de ieșit în casă. Ne descurcăm și noi cu ce mijloace tehnice avem la dispoziție deocamdată. Domnul președinte, înțeleg că astăzi, printre alte decizii care au fost luate până astăzi, Consiliul Județean a alocat prin dispoziția dumneavoastră 1 milion de lei, adică 10 miliarde de lei vechi, pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău. Da, imediat vă pot explica despre ce este vorba. Într-adevăr, domnii și doamnele consilieri județene au aprobat proiectul de hotărâre prin care, din fondul de rezervă, se alocă 1 milion de lei, sau, cum a spus domnia voastră, 10 miliarde de bani vechi, la dispoziția președintelui pentru Spitalul Județean de Urgență. Asta ce înseamnă? Cumpăra de echipamente, tot ce trebuie pentru nenorocirea asta care s-a abătut asupra noastră, a omenirii în general, materiale, măști și așa mai departe. Dar în afară de acest lucru, să știți că am mai alocat astăzi încă 300 de mii de lei, deci 3 miliarde vechi la dispoziția spitalului, ca să poată să cumpere medicamente sau mai departe, sau ce au nevoie. Restul pot intra în amănuntă în funcție de ce m-a întrebat. Cu siguranță, domnul președinte, materialele acestea de protecție sunt destinate pentru o anumită perioadă, adică s-a estimat. Cum stăm cu stocurile la Spitalul Județean? Cu stocurile la Spitalul Județean, eu cred că stăm o linie de plutire. Știți foarte bine că există o dispoziție de la Ministerul de Interne, nu se fac declarații vis-a-vis de ce se întâmplă cu materialele care sunt date sau alte lucruri de către Ministerul Sănătății. Eu vă pot spune ce am făcut noi, Consiliul Județean. Am asigurat până acum măști, echipamente de protecție, asta înseamnă combinizoane, ochelari și așa mai departe. Dar ce vreau eu să spun, a fost foarte, foarte greu să putem să facem achizițiile, pentru că extraordinar, dacă astăzi găseam pe cineva și îți vindea, eu știu, măștile cu un leu, a doua zi le vindea cu trei și mai departe. Nu are importanță. Lucrul cel mai important este că am reușit ca mâine să primim primele teste rapide, care sunt destul de performante. Am întrebat atât producătorul cât și specialiștii. Sunt 4.000 de teste. Mâine probabil că vor sosi 2.000 de teste care vor fi puse la dispoziția Spitalului Județean și, în primul rând, să fie testate cadrele medicale. O informație foarte importantă, domnul președinte, pe care o furnizați acum. Deci vor fi testate aproape toate, de fapt toate cadrele medicale. Vor fi testate toate cadrele militare. Militare. Toate cadrele medicale. Da. Militari, practic, sunt... Chiar au intrat în un regim și mai ales. Așa este. Sigur că așa da. Este. Dar ce vreau eu să spun. În continuare facem eforturi, săptămâna viitoare vor apărea și combinizoanele, știți că ele trebuie să aibă un anumit tip. Până acum am reușit, oricine, indiferent că au fost de la ISU, că au fost de la Salvare, să putem să le oferim aceste echipamente. Avem o colaborare bună cu Ministerul Apărării Naționale și vreau să mulțumesc pe această cale pentru colaborarea pe care o avem. Chiar și domniile lor le-am oferit măști și mănuși. Deci facem eforturi, pentru că prioritatea noastră zero a Consiliului Județean este clar sănătatea populației. Încă o dată, nu vreau să ies în față cu anumite lucruri, nu este momentul... Nu, dar eu v-am invitat să interveniți, domnul președinte. Sigur că așa. Da. Ce mi-aș dori eu, ca toți să ne dăm mâna, de la politicienii, administrații locale, administrații centrale, ONG-uri, societatea civilă, practic să ne resetăm, să ne dăm mâna, să ne salvăm de această nenorocire și sper că o să învățăm toți ceva din ce s-a întâmplat acum pe tot mapamon. Bun, cam cât o să dureze operațiunea asta de testare, cu tot cu răspunsuri, pentru personalul medical din Spitalul Județean? Testele sunt rapide,
Este vorba de câteva ore. Nu sunt specialist în povestea asta, dar mâine vă pot da mai multe amănunte în momentul în care vine. Adică nu este un orizont îndepărtat. Este... Nu. Tocmai de aia se cheamă teste rapide. Asta cu testul rapid am înțeles de la domnul premier că nu e chiar rapid așa și că nu e chiar ca sigur. Nu știu. Astăzi de vorbă, eu nu sunt specialist, poate domnia Sanarea mai multe informații decât mine, cu doamnele de la Direcția de Sănătate Publică și cu cei care furnizează, care au și un specialist. Ei mi-au explicat că nu sunt teste ca celelalte, să se ia proba din gât, practic, cum se face la testele de acum, practic se recoltează sânge, fie plasmă prin injectare, fie cum să ia sângele din deget la diabet. Tocmai de aceea zic ei că sunt destul de sigure. Domnul președinte, mulțumesc mult de tot pentru intervenție și pentru aceste detalii importante. Cu mare drag și o să colaborăm vă rog. Încă o dată vreau să vă mulțumesc dumneavoastră la întreaga presă, pentru că într-adevăr noi toți oameni avem nevoie de informații corecte în momentul ăsta și numai prin dumneavoastră acum putem să comunicăm corect cu populația. Vreau să mulțumesc la toți cei implicați, de la cadre medicale, cei de la poliție, jandarmi, inspectoratul județean de situații de urgență, salvare, știu eu, armată, și rog populația să înțeleagă că trebuie să avem răbdare, să stăm în casă, să ascultăm de cei care ne dau aceste sfaturi, că este foarte bine să stăm acum în casă ca să putem să ne plimbăm după aceea al mulți pe stradă împreună cu cei dragi. Domnul președinte, încă o dată vă mulțumesc pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc, o emisiune plăcută. Sănătate, numai bine. Așadar, încă o informație importantă o reluăm. Președintele Consiliului Județean spune că în următoarele zile tot personalul medical de la Spitalul Județean de Urgență va fi testat COVID-19. Este o informație importantă, știți foarte bine, din păcate, ce se întâmplă în multe dintre unitățile medicale din țară. Cazurile acestea au fost mediatizate și în continuare apar, repet, din păcate, astfel de situații. Iar la Buzău vom afla în următoarea perioadă, în următoarele zile, care este situația în rândul personalului medical, pentru că, între timp, Consiliul Județean a achiziționat aceste teste rapide care vor fi folosite, repet, pentru tot personalul medical. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim. Sunt foarte multe mesaje care vin de la dumneavoastră. Încercăm să le răspundem tuturor. Între timp o să avem și alte intervenții, o să discutăm și despre faptul că, din păcate, deja în zona economică a Buzăului se simt efectele. Sunt deja sute de disponibilizări în rândul buzenilor. O să discutăm despre toate acestea, dar și despre alte subiecte după pauza de publicitate.